Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Valentina Cambei, cetățean de onoare al Bacăului. Lansare de carte la Târgu Ocna și Dărmănești. O sală de sport și o stradă din Dofteana se vor numi Valentina Cambei. August, în comuna Dofteana, a avut loc o ședință comună a Consiliului Județean Bacău și Consiliul Local al Comunei Dofteana, în cadrul căreia a fost acordat titlul de cetățean de onoare al județului Bacău, campioanei Valentina Cambei. Se prezintă proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Bacău, doamnei domnișoarei Cambei Mihaela Valentina, personalitate marcantă în domeniul sportului băcăuan național și internațional. Am să dau citire aici și nu în totalitatea lui, spicuind din el și a referatului de aprobare, tocmai pentru a avea un echilibru în tot ceea ce aprobăm astăzi prin ședință, dar a fi și echidistanți în ceea ce privește și propunerile de cine a avut inițiativa de propuneri de cetățean de onoare pentru județul Bacău, a domnișoarei Cambei. Deci, prin inițiativa primarului Comunei Dofteana, manifestată prin adresa numărul 13322/2024, înregistrată cu numărul 22117, apoi inițiativa grupului de consilieri județeni PNL Bacău, depusă sub formă de referat de aprobare și proiect de hotărâre înregistrat la Consiliul Județean Bacău, numărul 22381/2024, și inițiativa Clubului Sportiv Municipal Oneș, manifestată prin adresa numărul 1650/2024 la Consiliul Județean prin 23462/2024, a fost solicitată analizarea oportunității conferirii titlului de cetățean de onoare a județului Bacău domnișoarei Cambei Mihaela Valentina, personalitate marcantă în domeniul sportului băcăuan național și internațional. Prin raportul numărul 23731/0209/2024, Comisia pentru Sănătate, Asistență Socială, Tineret și Sport a Consiliului Județean a avizat favorabil propunerea privind conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Bacău, domnișoarei Cambei Mihaela Valentin. De asemenea, am să fac un scurt, cât se poate de scurt, dar deși nu se poate, că nu putem trece cu vederea toate realizările domnișoarei. Sportiva Valentina Mihaela Cambei s-a născut la 18 noiembrie 2002 în localitatea Dofteana din județul Bacău. Legitimată la CSM Conești, eleva antrenoarei Cristina Maftei, a participat pentru prima dată în competițiile naționale în 2014. A fost selecționată la lotul de juniori a României, unde s-a pregătit sub îndrumarea antrenoarei Liliana Mihaela Niculiță. În anul 2016, la campionatele europene rezervate sportivilor sub 15 ani din Polonia, a cucerit titlul continental în limitele categoriei 44 de kg la total 137 de kg. Gândiți-vă dumneavoastră că dacă era invers. În anul 2017, la campionatele europene de haltere rezervate sportivilor cu vârstă de până la 17 ani, de la Priștina, Kosovo, în limitele categoriei 48 de kg, a cucerit medalia de aur la total cu 158 de kg. Tot în anul 2017, la campionatele mondiale de cadeți de la Bangkok, Thailanda, s-a clasat pe locul 5 la total, în limitele categoriei 44 de kg cu 139 de kg, locul 7 la smuls cu 60 de kg, locul 5 la aruncat cu 79 de kg, la 7 kg de medalia de bronz. Diferența la 7 kg de medalia de bronz. În anul 2018, la europenele U17 din Italia, în limitele categoriei 48 de kg, a cucerit titlul continental
la total cu 155 de kg după ce a urcat pe prima treaptă a podiumului, atât la smuls cu 67 de kg, cât și la aruncat cu 88 de kg. La Buenos Aires, Jocurile Olimpice, a concurat în limitele categoriei de 48 de kg la campionatele mondiale de haltere, care au avut loc în 2022 la Bogota, prima competiție care a punctat pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Mihaela Cambei a cucerit medalia de argint la stilul smuls în limitele categoriei olimpice 49 de kg, după ce a reușit să smulgă 90 de kg. La stilul aruncat, a avut o singură încercare reușită la 104 kg, după care a ratat încercările la 107, respectiv 108. În clasamentul total s-a clasat pe locul 4 după ce a terminat a 8-a la aruncat. Mihaela Cambei este triplă campioană europeană de senior în 2023 și 2024 și medaliată cu argint și bronz la smuls la mondialele din 2022, respectiv 2023. Ca o încununare a eforturilor depuse în carieră, în anul 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris, la numai 21 de ani, Cambei Mihaela Valentina a cucerit medalia de argint. Față de cele prezentate, având în vedere rezultatul deosebit obținut de către sportiva Mihaela Valentina Cambei, medalie de argint la haltere în cadrul celui mai important eveniment sportiv internațional, respectiv Jocurile Olimpice de la Paris, devenind astfel vicecampioană olimpică, în semn de apreciere pentru performanțele sale remarcabile, considerăm că se impune adoptarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare a județului Bacău domnișoarei Cambei Mihaela Valentina, personalitate marcantă în domeniul sportului băcăuan național și internațional. În cadrul aceleași ședințe, Consiliul Județean Bacău a acordat un stimulent financiar sportivei Valentina Cambei, dar și antrenoarei Cristina Maftei. De hotărâre privind acordarea de stimulente financiare sportive Mihaela Valentina Cambei și antrenoarei Cristina Maftei pentru cel mai bun rezultat obținut în anul 2024, medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris pe 2024. Vreau să vă spun că n-am să mai prezint referatul de aprobare pentru că ar fi redundant, dar am să vă spun că noi aceste premii le oferim în baza unui regulament și putem, deși ar fi trebuit, și asta am încercat cu aparatul de specialitate, să putem da mai multe premii celor care au ajutat la formarea sportivei Mihaela Cambei, nu s-a putut din punct de vedere legal. Dar noi asigurăm de aprecierea noastră și o să vedeți poate pe parcurs, poate se mai modifică ceva în regulamentul de organizarea decernării premiilor la nivel de județ, dar deocamdată așa ne-am încadrat. Ca atare, și premiul pentru domnișoara Mihaela Cambei este de 15.000 de lei, premiul pentru antrenor de 15.000 de lei. Doamnei Cristina Maftei. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, voturi împotrivă, abține. Emoționată și bucuroasă în același timp, Mihaela Valentina Cambei a mulțumit tuturor pentru tot. Mă simt mult bine să mă aflu în fața dumneavoastră și totodată vreau să vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-o faceți astăzi, numindu-mă cetățean de onoare. De obicei, nu am un discurs, dar astăzi vreau ca să nu uit pe nimeni și așa că voi cite, dacă mi se permite. Mă bucur nespus că performanțele mele de la jocuri i-au făcut pe români să fie mândri de mine și în mod special de comunitatea de unde m-am născut și unde am familia, Dofteana, dar și pe întregul județul Bacău. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la ceea ce eu prezint astăzi, ceea ce vă prezint astăzi, domnilor antrenori care m-au descoperit și format, Cristina și Gheorghe Maftei, clubului care m-a crescut și a investit în mine, CSM-ul Ionești, Gimnaziei Comănici, Federația Română de Haltere și colectivului de antrenori care m-au șlefuit și alături de care am avut rezultate la Jocurile Olimpice, de am ieșit vicecampioană olimpică.
alături de Adrian Ionescu și Valerica Mancea. Sunt un copil simplu, crescut într-o familie modestă de Dofteana. Am învățat de mică ce înseamnă munca, responsabilitatea, ambiția și altfel am reușit să conving părinții să dea drumul și să plec chiar la vârsta de 9 ani. Nu vreau să promit astăzi o nouă medalie la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, dar ceea ce voi promite este că în acest ciclu olimpic în care am intrat, voi da ceea ce este mai bun din mine pentru a ajunge din nou pe podium olimpic și poate chiar la aur. Asta va ști doar Dumnezeu și cu toate vom afla împreună la momentul potrivit. Cred că sunt un model pentru tinerile și generațiile în care ne aflăm astăzi și da, imposibilul nu există. Cred că am dovedit asta prin toată munca mea și sunt mândră de asta. Dacă eu sunt și mă vedeți astăzi în fața dumneavoastră la 49 de kilograme, care am putut să ridic deasupra capului 205 total kilograme, înseamnă că se poate și orice muncă are valoare și cine crede în el, se poate. Mulțumesc încă o dată pentru recunoașterea adusă muncii mele și vă promit pentru premunca mea, voi încerca în continuare să fac pe toți să fie mândri de mine și de faptul că suntem români. Vă mulțumesc! Da, înseamnă enorm de mult pentru mine să am această onoare de a fi cetățean de onoare și în Comuna Dofteana și în orașul Onești și în județul Bacău. Nu mă așteptam la asta, se pare că surprizele continuă ca de obicei și nu am decât să mă bucur pentru tot ce mi se întâmplă pentru că consider din suflet că merit după toată munca. Acum urmează recuperarea, sănătatea mai întâi, după care din nou să revin în sala de antrenament și să mă pregătesc pentru următoarele competiții începând de anul viitor. La ședința festivă a fost și directorul Clubului Sportiv Municipal Onești, Ingrid Istrate, care și-a exprimat recunoștința față de autoritățile locale și județene pentru aprecierea sportivei Mihaela Valentina Cambei. Asta dovedește că are recunoașterea tuturor pentru ceea ce a însemnat și înseamnă ea pentru România și pentru județul Bacău. O mână de copil, o mână de copil care a plecat de acasă la 9 ani, care a plecat printr-un proiect pierd de cuvertă în Federația Române de Haltere, alături de doi antrenori, iar eu întotdeauna am spus că esențele tari se țin în sticluțe mici, tată și fiică, tatăl care predă mai departe ștafeta fiicei, Gheorghe Maftei și Cristina Maftei, Cristina care, de fapt, a cochetat cu gimnastica mulți ani, după care, în momentul în care a renunțat la gimnastică, n-a renunțat la practica un sport și atunci s-a dus alături de tatăl ei la haltere. A fost... Ce vreau să vă spun este că în această poveste nu întotdeauna conducerea și managerul este pionul principal. Eu am știut de la bun început, și când zic de la bun început, undeva la vreun an și jumătate, că Mihaela este un copil de perspectivă, fiindcă domnul Maftei a venit la mine și mi-a spus așa, ascultă bine la mine, Mihaela va face Olimpiada în 2024. Și așa a fost. Deci aici ține, de fapt, în primul rând, de antrenor și de cel care șlefuiește talente. Dar bineînțeles că acesta nu poate de unul singur, ci trebuie echipă în spate. Așa cum în management îți trebuie echipă în spate, fiindcă nu poți face de unul singur totul, așa s-a întâmplat și la Mihaela, așa s-a întâmplat și la clubul de antrenori. Și vreau să vă spun că la Onești, care este un club mic, dar cu un suflet foarte mare și cu performanțe foarte mari, de la primul om care lucrează în curte, lucrează la bucătărie, preiau acești copii micuți pe care noi îi aducem, pe care antrenorii noștri îi aduc și încercăm să formăm. Și să formăm oameni, să formăm caractere și, bineînțeles, cu dorința de a forma mari campioni. Eu l-am ascultat pe domnul consilier foarte bine. Îi mulțumesc pentru inițiativă
Ceea ce aș dori să spun în mod special, într-adevăr, anul acesta la Jocurile Olimpice, pe lângă cei 4 sportivi de la Onești care au participat și au reprezentat România, a existat și de la Bacău Bianca și au mai fost încă 2 atlete care au plecat exact pe tema și pe subiectul pe care l-a ridicat domnul consilier din lipsă de susținere așa cum și-ar fi dorit, fiindcă într-adevăr suntem un club mic, dar atunci când ne-am luat obiective mărețe, am încercat să facem și noi, ca și sportivii noștri valorări, ca imposibilul să devină posibil. Ceea ce cred că scapă la momentul acesta este că dublele legitimări s-au rupt, începând prin un ordin al ministrului din 18 iulie. Nu mai există duble legitimări, pentru că a rupt această înțelegere la nivel de seniori, nu există decât la nivelul juniorilor. Dar vă mulțumim pentru... concurează la seniori. E același lucru. Se ia după categoria pe care... Nu, deci concurează la seniori. Da, eu am înțeles și mulțumesc pentru asta, dar la nivel de seniori, doamna Minsubicu a dat un ordin în 18 iulie în care nu mai sunt posibile. Dar putem găsi parteneriate și forme prin care să ne creștem, într-adevăr, sportivii, să ne rămână în județ. Mihaela este decisă să rămână acasă, deci nu vrea să plece în altă parte, fiindcă aici este. Primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor, a fost primul care a apreciat efortul și implicarea tinerei sportive Mihaela Valentina Cambei, născută în Dofteana, acesta acordându-i titlul de cetățean de onoare în urmă cu câțiva ani. Un proiect european împreună cu dotările necesare, chiar și o scenă care i-a venit montată în exterior, aici în curtea căminului. Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația făcută de către primarul comunei Dofteana, așa, ca astăzi să aibă loc această ședință a Consiliului Județean Bacău, cu multă onoare în acest cămin cultural. Vreau să mulțumesc totodată domnișoarei Mihaela, care datorită ei noi astăzi suntem aici, ne-am întâlnit aici ca să putem să oferiți dumneavoastră, cei din Consiliul Județean, titlul de cetățean de onoare a județului Bacău. Vreau să mulțumesc părinților care au călăuzit-o, i-au dat viață și cu mare grijă au crescut-o, întrucât chiar suntem vecini și cunosc familia destul de bine. Vreau să mulțumesc doamnei Ingrind, cea care m-a făcut cunoscut, inclusiv pe aeroportul Otopeni, la invitația dumnei ei. De mână amândoi, împreună, am așteptat-o pe Mihaela la aeroportul Otopeni și, cu părere de rău vă spun, putea să fie și alți politicieni, nu mă consider un mare politician, dar ar fi putut să fie și altcineva acolo să primească acest copil care a venit cu o medalie de argint. Totodată, Consiliul Local al Primăriei Dofteana, pe data de 31 decembrie 2022, i-a oferit titlul de cetățean de onoare Mihaelei și un premiu în bani. Duminică seara, acum ceea ce a trecut, odată cu sărbătoarea, ceea ce s-a sărbătorit zilele comunei Dofteana, am oferit Mihaelei nu numai o plachetă, nu numai o diplomă, și am oferit un premiu în bani de 10.000 de lei, deci în bani vechi 100 de milioane. Sala de sport de la Școala Scalară Loghi din Dofteana, începând cu data de astăzi, nu de astăzi, de luni, poartă denumirea Sala de Sport Mihaela Valentina Cambei din Dofteana. Iar o stradă din zona Dofteana, acolo unde sunt doar numai 2 străzi, într-o poziție destul de frumoasă și pitorească, una dintre aceste străzi poartă denumirea de Mihaela Valentina Cambei și una Răsărit de Soare. Lucrurile acestea au fost făcute la propunerea mea în calitate de primar al comunei Dofteana și nu aș vrea totodată să fiu chiar răutăcios, pentru că eu am fost acel primul care de la aeroportul Otopeni imediat a mers în imediată apropiere și din parcarea acelui hotel în care eu eram cazat
Am sunat președintele Consiliului Județean actual, Valentin Ivancea, am sunat și am transmis poze de pe aeroportul Otopeni, inclusiv domnului președinte, inclusiv domnului președinte Berea și domnului deputat Vasile Budacă, și totodată, din discuțiile purtate, s-a făcut o propunere de așa natură ca Mihaela Valentina Cambei să devină cetățean de onoare ai județului Bacău. Asta a fost... În mijlocul lunii, profesorul și renumitul istoric Corneliu Stoica și-a lansat volumul Sub flamura eternității, Regimentul 27 Infanterie Bacău. Fața unui public numeros, profesorul Corneliu Stoica a avut parte de o participare numeroasă. Sunt onorat de faptul că sunt prezent aici și foarte onorat pentru faptul că domnul profesor Stoica a apelat la mine să întocmesc prefața unei asemenea valoroase lucrări. De regulă, așa e obiceiul meu de fapt, când particip la o asemenea activitate și iau cuvântul, îmi pun în cap două capitole. Unul despre autor și al doilea despre lucrare, despre operă și despre lucrare. Despre autor, s-ar putea crede că nu prea mai am ce spune, că îl cunoaște lumea pe aceste meleaguri foarte bine și în țară, de asemenea, este cunoscut. Dar eu nu pot să nu spun, chiar dacă și atunci când întocmeam prefața și a văzut-o, mi-a spus mai puțin la laudația. Și am spus și recunoaște că tai de oriunde, ca să mă încadrez în spațiul tipografic normal, dar numai de acolo nu tai. Pentru că generațiile următoare trebuie să știe bine ce oameni au trăit când nu mai fi voi pe aceste meleaguri. Așa cum spunea domnul profesor Virică Munteanu, are multe lucrări, dar înainte de asta aș vrea să spun că, pentru cei care nu știu, a absolvit Facultatea de Istorie ca șef de promoție pe țară, domnul profesor. Putea, așa cum au făcut alții, să obțină niște funcții în alte, prin alte părți. N-a avut. L-a tras sentimentul de origine de aici, de la Comănești, a pornit-o pe Valea, l-a tras ața, cum spunem noi, să vină aici. Și a rămas aici. Nu înseamnă că n-a rămas șef de promoție pentru toată promoția lui, pentru toată țara. Că unii sunt șef de promoție, dar se pierd. Dumnealui, prin opera pe care a făurit-o, a rămas șef de promoție și, așa cum am spus și în prefață, acum, din punctul meu de vedere, este șeful nostru de promoție al celor care ne străduim atât cât reușim să transmitem generațiilor viitoare o dragoste autentică pentru valorile neamului românesc. Este considerat pe bună dreptate un iorga al acestor meleaguri și eu pot să o spun oricui și în altă parte, nu că sunt la Târgu Ocna și cred că avem argumentele necesare. Este asemănat foarte mult cu generalul Radu Rirosetti. Aici asemănarea este atât din punctul de vedere al meticulozității, eu am studiat foarte mult despre Rosetti și îl văd pe domnul Gumuș care a studiat și vede asemănarea între cei doi, deși unul era militar de carieră și celălalt nu, dar este o asemănare foarte mare. Nu intru în detalii, ca să nu vă plictisesc, dar avem argumente când facem asemenea afirmații. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Luni 16 septembrie, vremea se răcește, iar cerul va fi noros. Pe locuri pot să apară adverse de ploaie. Maxima zilei ajunge până la 17 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 10 grade Celsius. Marți 17 septembrie, vremea continuă să fie una rece. Cerul va fi parțial acoperit de nori. Maxima zilei va ajunge până la 18 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 13 grade Celsius. Miercuri 18 septembrie, vremea continuă să fie una rece. Cerul va fi parțial acoperit de nori, pe alocuri apar adverse de ploaie. Maxima zilei va ajunge până la 19 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 12 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!